Inspectorii OPC au găsit o serie de nereguli la o patiserie din zona Calea Buziașului din Timișoara, iar în urma acestor descoperiri s-au dat amenzi și s-a oprit producția. Comisarii au găsit în zona de producție utilaje murdare cu resturi alimentare și tăvi înegrite de arsură. În camera frigorifică au fost găsite produse expirate. Comisarii au dat 3 amenzi de 11.000 de lei, au oprit de la vânzare aproape 90 de kilograme de produse și au oprit producția până la remediere a neregulilor găsite. Operatorul economic desfășoară activitate de fabricare a pâinii, prăjituri, produse proaspete de patiserie, produse zaharoase, fiind identificate utilaje neigienizate corespunzător, cu depuneri și resturi alimentare vechi, întărite, tăvi înegrite de arsură, cu depunere consistentă de grăsimi alimentare arse, resturi alimentare de la alte specialități de produse, foi de copt refolosite, arse rupte. Un perete despărțitor de zona de producție față de zona destinată producerii coacerii lipii prezenta spărtură nefinisată, lucrare neterminată. Încăperea de producție lipii era improprie desfășurării activității, pereții prezentând exfolierea vopselei, paviment deteriorat, spart, lipsă sită protecție împotriva insectelor la geam, acesta fiind de larg deschis pe banda transportatoare, produsele fiind expuse. În spațiul de producție existau două dospitoare, în interiorul acestora rama din PVC prezentând zone întinse de igrasie, iar ușa de acces din inox prezenta murdărie. Camera frigorifică neigienizată, în aceasta existând păstrate atât produse conforme cât și produse neconforme, aluat neconform materii prime în afara datei limită de consum, unele fără informare. A fost constatată informarea incorrectă și incompletă cu privire la ingrediente, conținut, alergeni, neconcordanță între fișa de producție și etichetarea produsului. Transmite Mihai Alingu Bandru, șef CRPC, Regiunea Vest.